Doamna Ludmila Climoc, sunteți CEO Orange România. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit la acest interviu. Mulțumesc pentru invitație. Uh, știrea de anul trecut, știrea economică, una dintre uh, cele mai importante știri a fost că Orange România cumpără Rom Telecom, fostul Rom Telecom, actualul Telecom uh, fix. Vreau să ne spuneți, pentru că e un proces foarte lung și uh, durează. La ce etapă a ajuns acest proces al vânzării și de ce s-a gândit Orange să cumpere fostul telecom? Uh, pentru noi, pentru Orange, este un, uh, un pas feresc. Uh, Strategia de, de operator convergent sau operator de servicii integrate, care oferă toată gama serviciilor de telecomunicații, fie mobile sau fixe sau uh, conținut și este una din direcțiile principale pentru grupul Orange în toate țările europene și uh, această achiziție, această tranzacție este un, un pas uh, logic uh, pentru implementarea uh, acestei strategii de convergență în România. Uh, vine în complementarea uh, uh, infrastructurii noastre mobile. Noi uh, suntem prezenți de mai mulți ani în România, dar uh, fiind operator mobil uh, această tranzacție încă o dată reconfirmă și angajamentul Orange, angajamentul nostru de a investi în țară, de a uh, continua uh, dezvoltarea rețelelor și de a aduce servicii moderne, servicii integrate mai aproape de mai mulți români. Dați-ne niște date financiare. Atât cât puteți. Cât a costat, cât la sută din acțiuni veți cumpăra și cum a fost relația cu statul? Pentru că și statul român are uh, o parte din acțiunile fostului RomTelecom. <îm -a> Așa este. Uh, uh, Întreprinderea fixă Telecom, uh, uh, care oferă servicii fixe, uh, este deținută de grupul OTI. Uh, deci care în rândul lor uh, deține 54% din uh, uh, de cota în companie, uh, 46% aparțin statului, respectiv noi urmează să preluăm această cotă de 54% de, uh, din, uh, care aparține grupului OTI. Uh, uh, tranzacția a fost semnată în noiembrie anul trecut, uh, în urma negocierilor care au fost portate între, între țări. Urmează să fie închisă în urma aprobării. Așteptăm aprobarea tranzacției din partea autorităților și din partea Comisiei Europene. Inclusiv adică. Consiliul Concurenței, bănuiesc. Exact. Dar deoarece grupul Orange reprezintă o, a, o pondere mare, deci un, un operator mare la nivel european, tranzacția trebuie să fie aprobată la nivelul Comisiei Europene în uh, colaborarea împreună cu Consiliul Concurenței Local din Cine România. Pute ne puteți spune câți bani a dat Orange pentru cele 54% din acțiune? Urmează să fie încheiată transacția, deci este o informație publică. Compania a fost evaluată la 497 de milioane de euro, și pe respectiv tranzacția reprezintă 54% din, din această valoare. Și statul a fost de acord? Da, deci sigur că tranzacția, deci a fost negociată. De ce am întrebat de Consiliul Concurenței? Pentru că există acum întrebări în piață dacă nu cumva această concentrare va însemna, va pune o presiune pe prețuri, adică să urce. Până acum erau mai mulți jucători, era concurență între ei, acum e un jucător mai mare și mai puternic. Ce le puteți răspunde celor care au aceste temeri? Eu văd mai multe avantaje pentru piața din România, nu numai uh, 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 sunt evident avantaje pentru, pentru Orange, pentru noi este o tranzacție complementară, dar uh, deci este o, și o tranzacție importantă pentru țara. Noi vom intra, în, uh, deci, eu spun, într-un grup select a țărilor unde există trei operatori puternici convergenți. Dacă vorbim despre numărul de jucători pe piață, acest număr nu se schimbă. Deci vom rămâne trei jucători mari pe piață fixă și patru jucători pe piață mobilă. Deci, practic, concurența în piață nu va fi afectată. Însă așteptăm că vom avea posibilitatea să fim competitori mai puternici față de Operatori existenți, convergenți față de Digi, față de, de Vodafone, și să aducem servicii de calitate și de mai mare valoare pentru români. Bun, și prețurile? De prețuri, ce ne puteți spune? Piața din România, cred că este una din cele mai competitive și dacă ne referim la deci, această ecuație valoare versus, versus preț, cred că româniești. Uh, uh, deci se bucură de cea mai bună valoare și uh, nu cred că dinamica pieței va fi afectată. Mm. Ba, ba din, din contră, urmează să uh, să aducem noi, noile investiții în zona de uh, dezvoltare infrastructurii uh, și pe partea de uh, rețeau de fibră optică și pe partea de serviciilor mobile în continuare urmează să investim în 5G, în dezvoltarea rețelelor existente. Deci, vedem mai multe avantaje și pentru piața locală și pentru consumatori, care mm. în final trebuie să se bucure și de servicii avantajoase, calitative și de la prețuri avantajoase așa cum sunt acum. Ați pomenit de 5G și mă bucur că ați făcut-o. O întrebare care cumva iese din zona asta expertizei dumneavoastră, dar totuși trebuie să vă întreb. Dumneavoastră ați înțeles de ce teoria conspirației leagă 5G de coronavirus? A... N-am răspuns la această întrebare. Nu știu de ce, de ce a legat. Probabil că este o coincidență de teme care sunt dezbătute de în, de în online sau de din partea pe, în media pe, și vorbim de 5G, de dezvoltarea serviciilor noi, de schimbarea pe, de obiceiilor sau modulul cum noi interacționăm și deci a apărut pandemia și probabil că deci a fost o coincidență. Dar um, um, am văzut uh, aceste noutăți, în, mai ales uh, foarte mult uh, vehiculate în social media. Um, ceea ce trebuie să explic, probabil, că uh, tehnologia 5G nu n are nicio diferență față de alte tehnologii 2G, 3G, 4G. Uh, uh, folosim același spectru de frecvențe. Uh, nivelul de ce ce noi numim uh, 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 de putere de emisie radio este foarte strict uh, reglementat și la nivel uh, european și în fiecare țară. Uh, deci sunt făcute la fiecare Upgrade la fiecare instalare de echipamente noi se fac măsurări și măsurări de uh, gradul de emitere cumulat, uh, deci care, care este reglementat la norme, să uh, zicem așa, foarte joase, ca, uh, deci, uh, ca nivel maxim față de uh, ceea ce poate fi periculos. Uh, și normele în, în România sunt foarte bine ajustate la. Uh, cele mai bune practici din, din, din Europa și sunt foarte strict respectate. Da, este un, un subiect în unele țări foarte, foarte dezbătut, însă nu cred că. Uh, reprezintă o uh, adevărată problemă pentru dezvoltarea serviciilor și, uh, să zicem așa, crearea bazei pentru economie digitală de viitor pentru România. Este un subiect și în uh, România, pentru că foarte mulți români uh, discută, dezbat pe rețelele sociale, cum spuneți, acest subiect, dar ați avut probleme, așa cum uh, au fost știri și în alte țări, cu Echipe care voiau să monteze anumite antene sau vandalizări de antene? Uh, nu, n-am avut uh, deci, asemenea probleme. Pe, uh, orice instalare de echipamente noi sau, uh, uh, sau uh, deci, site-uri uh, noi sau site-uri existente, cum ar fi antena nouă pe, deci, pe 5G, uh, sunt autorizate în prealabil. Deci avem un, un șir de pași care trebuie să parcurgem. Uneori aceste pași sunt foarte lungi și complicate, durează deci, până la completarea lor, uneori avem nevoie de șase luni până la un an să obținem autorizație și acorduri tuturor părților implicate în instalarea echipamentelor. N-am avut asemenea probleme. Că ați pomenit despre siguranța antenelor și a radiațiilor 5 G, până la urmă sunt niște radiații, niște unde. Totuși există, nu știu dacă ați auzit, dar există anumiți funcționari, chiar și din parlament sau din guvern, care primesc spor pentru pericol de radiații că stau sub anumite antene. Alea cum se explică. V-ați dat seama într-un fel? Um sunt unde radio. Deci, ceea ce folosește telefonie mobilă sunt unde radio. Deci, la fel ca și orice unde folosite și aici în studio. Deci, și sunt studii multe, multiple studii științifice care confirmă deci, că nu există niciun, niciun risc și sunt instituții abilitate și responsabile să confirme acest lucru. Nu pot explica deci și nu știu ce fel de mă rog, sporuri pot exista pentru anumite expuneri, dar nu văd nicio bază care, care, care poate fi deci, luată pentru asemenea decizii. Bun, referitor la 5G nu s-a făcut licitație pentru echipamente pentru banda 5G în acest moment în România, nu? Nu există ceva care să ne spună gata, intră, avem în sfârșit 5G, avem doar niște puncte undeva în orașe Noi de ce trebuie să, să să explic probabil că există premize toate premize și toate condițiile necesare pentru dezvoltarea rețelelor 5G sunt existente în România. Deci, ați menționat despre spectru, despre frecvențe radio. Noi, Orange și alți operatori, dispunem de un spectru care este utilizat în furnizarea serviciilor 5G. Deci Vorbim de spectru așa numit C-band, deci de de 36, 3600 de megahertz. Da, aici e foarte complicat. Da, foarte Audiența complicat. noastră este destul de da. generală. Deci, Eu ce vreau să știu, oamenii când ori, cei care așteaptă 5G, când ori să aibă acces la 5G, așa cum au acum la 4G sau la 3G? Deci, există frecvențe, deci operatorii deja dispun de frecvențe de spectrum necesar. De, de fiecare operator trebuie să fie achiziționate echipamente, clar lucru. Mai este și partea spectrului care nu este alocat uh, și urmează deci, uh, să avem o licitație pentru spectrul care a rămas nelicitat. Uh, mai ales o, un, un deci anumit spectru care va permite acoperirea pentru uh, acoperirea mai largă de, sau pentru uh, uh, de, de exemplu acoperirea drumurilor da niște frecvențe de mai mai joase uh -huh. din din banda mai mică uh, uh, dar uh, uh, practic fiecare, fiecare fiecare operator decide uh, are la bază strategia de dezvoltare rețelelor și decide când, când va lansa serviciul. Noi, la Orange, România a fost prima țară unde serviciul 5G a fost lansat în, în cadrul grupului și ne bucurăm cu acest lucru. Suntem în, în cadrul grupului Orange, suntem pioneri. Astăzi serviciu există deja în 14 localități, în 14 orașe. București este complet acoperit, nu? București este din, din luna august este acoperit complet. Am făcut Cu 5G. niște, da, am făcut niște upgrade, deci sau niște investiții în, în rețea care ne au permis să acoperim București complet. Însă ecosistemul de 5G urmează să fie dezvoltat. Urmează să avem mai multe device-uri, mai multe telefoane care susțin acest standard. Avem nevoie de telefoane care lucrează în mai multe frecvențe. Da? Deci, deci, eu că... acum, da, cu... bine, nu am telefonul potrivit, dar la ProTV aș putea să accesez rețeaua 5G în locul în care mă aflu. Probabil că există acoperire și trebuie să testăm și. Dar da, are și suficientă forță dacă o să apară mai mulți utilizatori? Uh, rețelele se dezvoltă și noi adăugăm capacitatea pe parcurs cum apar mai mulți utilizatori. Deci clar lucru că monitorizăm foarte atent uh, gradul de încărcare a rețelei, numărul de, de utilizatori și iată de ce uh, zona de telecom, industrie de telecom este o industrie un, care necesită investiții permanente în rețea, upgrade-uri, uh, deci măriri de, de capacitate, îmbunătățiri de, uh, de acoperire, uh, iarăși din cauza că uh, solicitarea crește în permanent Volumul de trafic care este furnizat de rețele mobile crește uh, în, în permanent și, practic, crește exponențial și uh, avem nevoie să investim în rețea permanent. Doar, doar un exemplu uh, din anul trecut, uh, de, în, uh, deci am avut și un impuls uh, uh, dat de pandemie, dar deci am observat că uh, trafic. Traficul total, deci furnizat de rețeaua noastră mobilă, a crescut cu peste 40% față de anul trecut. Deci în 2020 față de 2019? Da, a crescut, da, 40% creștere. Și puneți această creștere pe seama pandemiei, bănesc. Nu numai, există o, deci o creștere permanentă naturală legată de, și de penetrarea rețelelor, de penetrarea Uh, device a deviceurilor 40% e cumva un boom, o creștere bruscă. Este o deci este un salt uh, de deci, față de am am avut cre... de, uh, când vorbim de creștere, ne referim la o bază, da, da. și la la început, de regulă, aceste rate sunt mai înalte și pe parcursul cum, deci cum crește și cum, cum se dezvolte serviciul, aceste rate se micșorează. Noi așteptam o creștere oricum de, de 20-25%, dar deci, pandemia ne-a ne adus la peste 40%. În special a crescut serviciul video? Și serviciul video. Noi foarte, foarte bine am simțit în această perioadă cât de important este conectivitatea și cât, cât de important este industria telecom ca o coloană vertebrală pentru, pentru economie digitală, pentru, pentru conectivitatea oamenilor. Deci, practic, și rețelele fixe, și rețelele mobile au stat la bază să să ne ținem cu toții conectați, da? cu, cu rude, cu prieteni, cu serviciu, mai ales că am trecut în mare parte în lucruri remote și rețelele trebuia să susțină această solicitare mărită. Dar vreau să spun că în România ne mândrim cu ceea ce am reușit să facem. Deci rețelele au, au răspuns cu, cu brio la, la această solicitare. Aveam nevoie să, să, aducem niște lucrări adiționale. Deci erau zone unde am făcut upgrade-uri sustenabile, dar... În ce zone? Așa, ca fenomen? Um, și în zone urbane atunci am avut un, deci, o a, vizibilă migrare a utilizatorilor din zone concentrate mai ales pe parcursul zilei în zonele deci, de, corporații de corporații acum, în zonele rezidențiale, acolo unde oamenii, oamenii trăiesc. S-a schimbat și patent de trafic da, pe parcursul zilei. Dacă am văzut un, un pic foarte mare de regulă, există un pic seara. Mm -hmm. Deci când ne întoarcem acasă deci și verificăm... Deci creșterea asta seara, da. La ce da. oră este creșterea? De regulă, deci 7, 8, 9 Deci după 8 uh, seara. E momentul în care o să fie difuzată care... această emisiune. <laughs> exact. exact. <laughs> așa și audiența noastră o să ne vadă chiar la ora respectivă așa. Da. A, și și ce -a pan pandemia ne-a ne dus la un fel de, la, ca acest pic practic a rămas acolo unde el era, numai că durează acum aproape toată ziua. Pentru că noi, noi ne trezim, ne conectăm la rețele... De la ce oră ne punem românul mâna pe telefon? De, deci, picul crește de la ora 9, de regulă, atunci Așa. când suntem toți conectați la job, dar eu cred că fiecare din noi, primul lucru care face, deci, independență la ora, la, la ce oră te trezești, deci, primul lucru care face, pune mâna pe telefon. Așa, și până la ce oră? Uh, în târziu, Dar există acest pic de la 9 până la 9 seara, 9-10 seara. seara, care uh -huh. după aia scade. Ludmila Climoc spune, într-un citat pe care mi l-am notat aici, ar fi o oportunitate dacă reușim să digitalizăm România mai repede. În pandemie s-a discutat foarte mult despre digitalizare. Avem și un minister al digitalizării. Ce ar trebui să facă? Trei lucruri foarte importante pe care statul român trebuie să le facă pentru a putea să ne numim un stat uh, digitalizat, nu știu dacă până la urmă, complet. Mai ales că avem un internet atât de bun, rapid, ne mândrim cu asta, dar nu îl folosim ca atare. Uh, e adevărat, mai ales pandemia ne-a arătat cât de important este digitalizarea și. Uh, uh, ce înseamnă în, în aceste condiții de distanțare socială și de schimbare a modului cum, cum, cum lucrăm noi și cum, cum trăim în fiecare zi. Dacă se menționez trei lucruri, eu cred că, în, în primul rând, trebuie să lucrăm la micșorarea decalajului digital. Și, și pandemia acest lucru a demonstrat foarte clar. Deci am văzut ce diferență există între România urbană în orașe și România rurală deci, și ce necesitate de, de internet, de conectivitate există în sate. Aici e necesar un efort considerabil și care nu poate fi realizat numai din partea operatorilor existenți de, de mediu privat, avem nevoie de susținerea statului, avem nevoie de fonduri dedicate pentru această direcție, ca direcție strategică să aducem rețele moderne, cu capacitate, fixe și mobile. În zone care sunt mai vulnerabile. Cât Care este decalajul? Cam cât de mare? În ani? Nu știu cum ați putea să ne-l prezentați. Uh, uh, cred că depinde de ambiția noastră strategică. Ce, cât de ambițioși nu, suntem. Eu ziceam noi. decalajul dintre sat și oraș. Cam uh, ce diferență este? Uh, deci vedem diferență în, și în penetrarea serviciului de, deci, de exemplu, media penetrare pe, pe gospodărie în România internetului acum deci, se apropie de 70%. Și la oraș? Și pute? în medie. Aha. În oraș este peste 80%, la sate este mai, mai puțin de 60%. Deci, avem nevoie de un efort susținut și Concentrată. Deci am, am înțeles, reducem am, acest decalaj. Da. A, doua. A, aș menționa transformarea în formatul digital proceselor și conținutului existent care lucrează și pe întreprinderele private, deci din zona privată și din instituții publice. De, uh, și aici uh, iarăși vorbim despre efort care trebuie să fie susținut de fiecare, fiecare întreprindere individual, să digitalizăm conținutul de care dispunem, uh, digitalizăm procesele, uh, uh, regândim aceste procese și să trecem din procese fizice, manuale, făcute pe hârtie, în, în format digital. Bine, uh, spuneți că la privat e o problemă, acolo e o problema privatului, dar la stat... Este digitalizat statul în vreun fel în România? Cred că trebuie să fie un, un obiectiv pentru fiecare instituție. Deci, instituția oferă servicii pentru cetățeni, are niște procese de, de, de servire a cetățenilor și urmează să, să fie regândite aceste procese în mod digital. Ce notă ați dat statului la digitalizare? nu pot să dau nota, deci nu, nu, nu dispun de, mă rog, de, uh, uh, de date suficiente, dar uh, efort aici, de regulă, și am, am, văzut acest lucru și în alte țări, nu este efort de, sau nu este un sprint, este un maraton, uh, dar care trebuie să fie început și care, care trebuie să fie uh, deci parcurs cu, deci, cu cu niște puncte, cheie de control și de, este de durată, dar trebuie început. Să vă întreb altfel, atunci, dacă ați fost pus în vreo situație mai ciudată, ceva ce trebuia să fie digitalizat și într-un final s-a demonstrat că nu e. Poate aveți un astfel de exemplu? Am, din, în ultimul an am avut alte exemple, exemple mai pozitive, atunci când uh, am văzut servicii care credeam că nu... Nu pot fi digitalizate în următorii doi ani, am văzut cât de repede Un pot fi digitalizate. Care va surprinde Deci interacțiunile cu instituțiile statului, da? corespondența care acum deci, practic se desfășoară on online, în, în format digital, pe mail sau contractele care se semnează electronic. Uh, deci uh, am văzut un, un salt clar de, uh, care a fost ajutat de, de pandemie Bun, da. și a treia uh, soluție și etapă pe care statul trebuie să o întreprindă deci, am vorbit Eu de mai două. am de, aș menționa, deci este un, un, un al treilea element uh, care aș menționa un, uh, un fel de noi îl numim enabler, da sau o un, un zonă de facilitatori de, de servicii digitale. Uh, și aici vorbesc despre identificarea digitală, digital ID sau semnătură digitală, uh, semnătură autentică uh, și uh, uh, care există în România. Dar uh, avem nevoie de uh, să adoptăm uh, legislația din, din România la cele mai bune practici din, din alte țări și să favorizăm, să creăm condiții pentru aplicarea semnăturii digitale digi, uh, digitale avansate sau uh, deci, uh, uh, autentice cu puterea cea mai mare la uh, scara uh, cu mult mai mare. Mm. Uh, de, avem uh, 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 niște succese semnificative deja realizate și am adus aceste câteva exemple. Însă urmează uh, deci, uh, 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 să uh, armonizăm uh, modul cum semnatura digitală și uh, identificarea digitală este aplicată în România. Și aș menționa ca nu știu, nu ca un element, dar ca un principiu de bază. Avem nevoie de, și din partea instituțiilor statului, și din partea zonei private, avem nevoie de solidaritate în acest efort. Nu este un one-man show. Clar lucru că avem nevoie de o viziune foarte clară, strategică, care trebuie să fie susținută din, din partea tuturor. Jucătorilor. Da. Da. Și este un efort considerabil pe care trebuie să ne concentrăm cu toți. Vreau să vă întreb, pentru că veniți de la Orange Republica Moldova, unde ați fost eu acolo și acum sunteți eu în România. De ce între Republica Moldova și uh, România există acea taxă de roaming? De ce nu poate fi scoasă? Um... A roaming, a, reglementarea serviciului a, a roaming, a, deci a fost implementată de câțiva ani în urmă la nivelul Uniunii Europeane și a, reglementează nu numai tarife pentru utilizatori final, dar reglementează și zona de tarife de, a, de interconectare între operatori. Reglementează în sensul că de, micșorează aceste tarife de interconectare, micșorând costurile pentru operatori de a interconecta. Și, respectiv, sunt reflectate și în prețuri pentru uh, consumatorii Din de uh, companiile din Uniunea Europeană. Eu din mă... compani... da, companiile... Eu mă referam la, strict, da. statul Republica Moldova și România. Uh, Republica Moldova nu este partea uh, deci, statelor care au fost, uh, deci care s-au alăturat aceste reglementări. Uh, uh, cel puțin... La moment încă nu, încă nu este. Uh, și de atâta uh, această reglementare nu poate fi aplicată și pentru tarife. Uh, deci, în da, mod știți reciproc. Că se discută despre asta la nivel guvernamental, de aia întrebam, Este Este că Deci, o întrebarea inițiativă. este în focus și deci, în atenția guvernelor și de, din România și din Republica Moldova, însă urmează să, să, să fie susținute de reglementare. Deci problema este undeva la reglementare, asta îmi spuneți. Da avem nevoie să creăm și pentru Republica Moldova condiții și reglementare care, care poate facilita aceste tarife mai avantajoase pentru cetățeni. Deci e un lucru simplu de făcut, trebuie doar cineva din statul român și statul Republica Moldova să se înțeleagă, să se pună de comun acord. Da, și deci cu în urma analizelor uh, economice făcute și uh, uh -huh. decizie, eu vreau eu să de -țări. știu unde este blocajul acum am înțeles um, cum ajunge um, o femeie care se angajează la Orange în Republica Moldova CEO în Republica Moldova la Orange, după care uh, ajunge și CEO Orange România um, în cariera mea în, în Moldova am, am, am început în vânzări dar... V-ați angajat în Republica Moldova la Orange în, în, în vânzări, ca vânzări. simplu exact. de vânzări. ca un vânzător în magazin. Da. Adică ce făceați? Vindeați contracte? Uh, da, contracte, servicii, la primul operator de telefonie din, din Republica Moldova. În ce an? Uh, 97. Okay. Uh, de, de formare sunt un inginer. Deci am, am făcut Universitatea Politehnică din, din Chișinău. Uh, însă n-am reușit să, uh, uh, să lucrez ca, ca inginer. Uh, uh, vorbim despre anii 90, am intrat la facultate în 92, am terminat în 97 uh, uh, și pe parcursul acestor 5 ani, ceea ce s-a întâmplat în jurul nostru, uh, deci uh, uh, schimbarea a fost majoră. Uh, uh, și am, am făcut o, o alegere curajoasă, deci am, am venit într-o industrie nouă deci în telecomunicații, atunci nu, nu ne închipăiam ce înseamnă telefon, telefonie mobilă și deci, care este viitorul. Uh, și am început în vânzări, am început în vânzări, am continuat, uh, în, am lucrat în, pentru diferite proiecte din vânzări. Legate de aplicații, de dezvoltarea canalelor, am preluat job de director comercial ulterior, și după aia un job de SEO în care am, deci, am făcut aproape 8, 8 ani. În Republica Moldova? Da, în Republica Moldova. Și probabil că, deci, pe baza rezultatelor obținute de, de echipa de, de noi în Republica Moldova, mi s-a oferit această posibilitate să. Să vin în România. Cred că colegii de, de, de la grup s-au gândit că pot să fac cel puțin la fel de bine job de SEO în România. Uh -huh. Ultima întrebare. Care au fost diferențele care v-au surprins după această trecere a prutului, să zicem? Um văd mai multe as lucruri asemănătoare. Deci nu văd diferențe. Avem un istoric comun, avem o cultură comună, o limbă comună. Avem, suntem la aceeași etapă de dezvoltare și dezvoltarea accelerată. Avem oameni care sunt dornici să depășească acest decalaj față de uh, piețele vestice. Uh, uh, avem un progres considerabil în, și în, în zona digitală. România este o piață mai avansată, dar uh, deci avem și potențial aici. Uh, cred că uh, putem deveni uh, un adevărat IT hub în Europa Centrală și, și de Est. Deci, văd uh, mai multe. Aseminate, lucruri asemănătoare, uh, mai puține divergențe sau diferențe. Uh, probabil că doar dimensiune, size, da? deci diferă de până la și uh, faimoase bomboane, bucuria sau vin moldovenesc uh, 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 se regăsesc aici la București. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru interviu. Și eu vă mulțumesc. Mersi.